Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de luni, 28 decembrie 2020 și vom extrage 3 cărți din seturile noastre, o carte din fiecare set și veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți cu ajutorul lor. Haideți să luăm, au căzut 2 din pachet, le citim pe amândouă. Deci dacă rezonați cu mesajele primite în funcție de situația voastră, iar dacă simțiți că nu rezonați cu nici unul, această citire nu este pentru voi. Da? Lăsați-le deoparte și urmăriți video de mâine, poate rezonați cu cele de mâine. Și piatra noastră pentru ziua de luni. Speranță. Veți vedea cum rezonați cu această energie a speranței pe parcursul zilei de luni, da? Și haideți să vedem acum cărțile. Deci prima carte vine cu mesajul: adânc în inima ta, tu știi deja care sunt răspunsurile. Fă ceea ce simți că este corect pentru tine sau bine pentru tine. Vom reveni imediat la această carte și la acest mesaj și împreună cu această carte a sărit și cea de-a doua din pachet. Haideți să vedem. Noi începuturi. Și mesajul este: o nouă aventură te așteaptă, îmbrățișează-o și trăiește-ți visurile pasional. Și imaginea pentru ziua de luni, da? Sunt aceste mesaje. Cea de-a treia carte, vise sfărâmate. Și cea de-a patra, prințesa, poți să-ți fii propriul cavaler. Ok, haideți să le luăm pe rând și veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu aceste mesaje. Și conform pietrei, speranța. Speranța există, speranța se învârte în jurul vostru, speranța moare ultima. Deci, această primă carte vine cu fluturaș de jur împrejurul fetei. Înseamnă transformare, schimbare. Și aici zice de adânc în sufletul tău, tu știi deja răspunsurile, fă ceea ce este corect. Următoarea carte are deja noi începuturi. O nouă aventură te așteaptă, deci e clar, acestea două sunt, au căzut din pachet să vă transmită același mesaj. Deci tu știi răspunsurile, doar poate vrei să amâni o ruptură a relației sau speri că se schimbă, dar tu în adâncul sufletului tău știi care este răspunsul. Poate îl negi, ești încă în faza de negare. Fă ceea ce este bine pentru tine. Da? Și dacă accepti aceste recomandări și a doua carte îți spune noi începuturi. O nouă aventură te așteaptă, îmbrățișează-o și trăiește-ți viața și visele pasional. Deci este o confirmare de la ambele cărți. Transformare, noi capitole, noi aventuri, noi începuturi. A treia carte vine cu vise sfărâmate, deci se pare că cineva te-a dezamăgit, cineva ți-a distrus visele. Această carte vine cu dezamăgiri, cu inimă frântă, supărare, tristețe, pierdere. Sunt totuși iluzii temporare, pentru că
vei trece de această perioadă, dar idealurile și visele tale au fost sfărâmate de cineva sau de ceva. Un vis pe care l-ai ținut foarte drag în inima ta, sperând ca într-o zi să se materializeze, ți-a fost sfărâmat. Un vis de iubire, poate o relație. Deja, cum spune și prima carte, deja tu știi în inima ta care sunt răspunsurile. Poate că ai deja răspunsul că relația voastră nu mai poate continua sau se sfârșește, dar cum am spus puțin mai devreme, tu speri încă la o reconciliere sau la o revenire a relației, la o împăcare sau la o schimbare a situației sau chiar a persoanei și de aceea ești încă în această fază de negare. Fă ceea ce simți că e bine pentru tine. Deci un vis sau o relație a eșuat într-un anume fel. Tu știi cum stă situația la tine și care este situația ta. Credința și speranțele sunt deșarte acum, dar totuși piatra îți spune că speranța există. Speranța există și ea moare ultima, dar dacă tu știi că relația nu mai poate continua sau nu evoluează, tot stagnează în aceeași fază de poate de ani de zile și nu-ți mai dorești această situație și relație, cu cât prelungești mai mult, cu atât îți va fi mai greu sau poate imposibil să ieși. Și desigur, cealaltă persoană este confortabilă în relație, nu-și dorește să iese, se simte bine, este convenient pentru el sau pentru ea și nu are de ce să iese. Ce mai zice cartea mai departe? Ceea ce îți rămâne puternic este adevărul. Deci continuăm cu vise sfărâmate. Chiar dacă visele ți-au fost sfărâmate, ți-au fost distruse sau o relație a eșuat într-un anume fel, ceea ce îți rămâne este dreptatea și adevărul. Chiar dacă doare, adevărul întotdeauna triumfă și iese la iveală. Și, cum am zis mai devreme, este mai bine să o faci cât mai repede decât mai târziu. Mai târziu îți va fi mai greu. Și asta înseamnă să rămâi în credința ta și în adevărul tău, chiar dacă acesta poate a fost un test pentru tine, care ți-a produs această durere și această rupere de inimă. Dar dacă este așa, trebuie să permiți vindecării să-și facă treaba. Să permiți vindecării să te vindece, să permiți vindecării să dea uitării tot ceea ce a fost urât și greu și să ai parte de o vindecare cât mai rapidă. Cu această vindecare vei putea înainta. Și vine a patra carte care spune prințesa, deci tu ești o prințesă, dar poți să-ți fii propriul cavaler pentru că ai uneltele, ustensilele, capacitatea de care ai nevoie pentru a izbuti. Această carte spune că se pare că ești într-o situație în care îndrăznești, din care îndrăznești să scapi. Și are legătură cu toate celelalte cărți și cartea te îndrumă să treci la acțiune pentru că ai puterea necesară. Tu știi deja că nu e nevoie să fii salvată de prințul de pe calul alb, da, ca din poveste. Tu ai tot ceea ce îți trebuie pentru ca tu să te salvezi singură. La tine sunt răspunsurile, la tine este adevărul. Și prima carte ne spune că tu știi deja care sunt răspunsurile, le ai deja în inima ta. Fă ceea ce este corect și simți că este corect. Nu trăi în minciună, nu te lăsa păcălită, nu te lăsa manipulată. Vedeți ca prințesa noastră din imagine, ea își pregătește sabia, are armură, are scut, are tot ce trebuie pentru ca să se apere și să iasă din situație.
și să se scoată singură, să se salveze singură, da, din situație. Nu-i trebuie un alt cavaler, poate să fie propriul ei cavaler. Ești inteligentă, ești deșteaptă, cum am spus, nu te lăsa pradă minciunii sau manipulării altora. Tu trăiește după adevărul tău, pe care îl simți în inimă. Dragii mei, veți vedea cum rezonați cu aceste mesaje pentru ziua de luni, 28 decembrie 2020. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi de luni minunată. Ne apropiem cu pași repede de anul nou. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!